Salut, Cori! Bine ați venit pe canalul Jasmina Show! Eu sunt în special la canalul 3 plus 1! Voi încă nu le cunoașteți! Intrați la canalul lor și abonați-vă! Link-ul lăsăm în descriere! Dar noi astăzi îți facem cu ei un challenge! Bravo, Jasmina! Dragii noștri, astăzi vom face provocarea: cine cel mai bine desenează, acela primește produsul dat. Eu o să pun pe masă în fața voastră câte un lucru sau câte un produs. Și apoi o să vă dau 30 de secunde și voi în 30 de secunde va trebui repede să desenați lucrul dat. După aceea, eu iau desenele și le duc la experții noștri. O să vedeți mai târziu cine sunt ei. Și ei vor decide cine a desenat cel mai bine. După aceea mă întorc și vă zic rezultatul și cine a câștigat primește produsul dat. E clar? Da! Da? Ok, dar merg după primul produs. Așa, acum deschideți la 3, 4. Wow. Ați văzut? Bine, eu pun timerul și când timerul începe voi desenați. Bine? 3, 4. Timpul a început. 30 de secunde. Timpul a expirat, hai să vedem ce ai desenat. Asta e capul după părerea mea. Așa. Eu n-am reușit. După părerea mea, sau Jasmina sau Victoria. Da. Dar să vedem ce să zică experții. Aceștia sunt experții noștri care vor decide cine a desenat cel mai bine. Așa, aici aveți pomelo, da? Și desenele, trei desene. Așa. Așa. Melissa, decide și tu. Care desen este cel mai frumos, cel mai bine? Care seamănă cu aceasta? Hai! E cel mai tare seama. Acesta? Eu tot aș zice așa. Da. Tu zici că și ea, da? Pentru că e galbenă. Culoarea s-a păstrat. Are bentița și ea albastră. Și o plasă mai întunecată, mai portocărie. Eu zic că aceasta. Ești de acord? Da. Deci... Acesta este câștigătorul. Deci, dragii mei, vreți să vedeți rezultatul, să aflați cine este câștigătorul? Da. Deci, câștigătorul este acel a cui e acest desen. A cui e? A tău, Jasmina! Da! Toți trei experți au decis într-un glas că tu ai câștigat acest premiu. Așa că, ține câștigul tău. Felicitări! Mergem mai departe! Acesta este următorul produs. 3, 4, deschidem. Așa, aveți câteva secunde să vă uitați și eu... Nu vă apucați până pun eu timerul. Atenție, timpul începe acum! Înțelegem! Trebuie cât mai aproape să fie. Numai decât care e colorat, cât tare, dar să fie aproape, Cornel. Gata, timp expirat, strânge markerele. Așa. Și dați-mi la mine desenele. Asta e al tău, a Victoriei, a Jasminei. Uite că a scris și mine, asta e foarte mult contează, trebuie să scris și scris-o. Și al Cornel, Cornel, văd că ești pictor foarte mare tu. Dar mă știi, poate să-i placă Melissei. Merg la experții mei, da? Dragii mei experți, următoarea rundă. Avem acest pachet cu croasane, microasane și trei desene. Hai, decideți care e cel mai reușit, care e cel mai aproape de adevăr. Eu cred că acesta. Eu tot. Dar tu mi-ai zis că... Și culorile s-au păstrat. Și scriu mire. Și croasane e visionat. Aici pot să spun că e arahidă, pâine, nu știu ce. Acolo nu e clar deloc. Iată acesta, cred că e cel mai reușit. Acesta, da? Ok, merg să anunț câștigătorul. Eu am revenit să vă zic rezultatul. Da. Deci, câștigătoarea este... Este acest desen! Iarăși Jasmina, dragii mei! Concentrați-vă, da? Trebuie să fie cât mai mult culorile aproape, să fie și scrisul, desenul. Voi nu vă trebuie să faceți chiar ideal, dar cât mai aproape de ceea ce vedeți, bine? Da, da. Eu croasanele am vrut să fac ideal, dar n-am făcut. Așa, ok, ați înțeles, bă, cât de-am intrați în ritm. Hai că vreau să câștige cineva dintre voi, bine? Da. Așa, chideți ușor și aduc următorul produs. Acesta este următorul. Eu îl întorc aici să-l vadă mai bine. 3, 4, deschidem ochii.
Așa că acum concentrați-vă, vă dau 5 secunde să vă gândiți, da? Sunteți gata? Da. 3, 4, timp a început! Făcuța, cât mai aproape, săraniți-vă să câștigați! Hai, 3 plus 1, ne-ți cu voi! Hai, folosiți culorile cât mai aproape să fie, ca să seamene. Chiar fără să vadă produsul, să înțeleagă și e aceasta. 4, 3, repede, repede! Stop, margările! Stop! Hai să vedem ce ați făcut voi acolo. Așa, Cornel, burcanul pe o parte, la Rasmina și la Victoria. Eu știu că Victoria are foarte mare șanse. Măcar că dacă reușești să faci și capinimul cu așa, vezi fi ideal. Eu am uitat, eu am vrut să fac repede, am gândit că n-am reușit scurat. Hai să vedem cum o să decide acum juriul, bine? Dragii mei experți, decideți care desen e cel mai aproape de original. Care îi place vouă? Acela? Eu spun că acesta, este scrisul, s-a stărit la culori, să ne se numirească în culori, este o bancă. Și când a scris utilă, e clar de dată ce este. Tu, Marius, cum crezi? Nu e care e? Acesta. Acesta tot, da? Da. Bine, dar aveți emoții, dragii mei? Da. Da? Cum crezi voi? Cine a câștigat? Spune, cum crezi tu? Eu. Crezi? Nu știu. Hai să vedem. Așa, acest desen nu a câștigat. Acesta sau acesta? Care oare este câștigătorul? Am eu. Câștigătorul este acest desen! Victoria! Nutella este a ta! Felicitări! În sfârșit, 3 plus 1! Voi văd că ați prins la putere, da? Acesta este următorul produs. 3, 4, deschideți ochii. Este un baton foarte delicios. Foarte crocant. Foarte crocant. Ok, sunteți gata? Timpul începe acum. Desenăm. Hai că e bun. Cred că este cel mai ușor, dar trebuie să-l faceți ideal. Oh, Victoria, văd că și-a luat avânt. Vrei iară să câștige. Rasmina, tu ce te predai? Stop! Margările pe masă. Așa. Sunt parcă ai mult un pește. Da. Așa, Victoria îmi place, alu Cornel îmi place. Eu știu, eu cred că voi aveți foarte mari șanse acum așa să câștigați iarăși din nou, da? Merg la expert. Dragii mei experți, care desen e cel mai reușit după părerea voastră, a? Mi se crede că acesta. A tu? Tot așa, da? Da. Eu cred că e o decizie foarte corectă. Rumen. Rumen, da? Crocant, cum am zis eu, crocant. Crocant. Merg să-ți spun rezultatul. Nu rupe premiul, nu. Deci să vedem cine a câștigat bagheta aceasta, da? Să știți că unul din expert a vrut foarte mult să o guște, de n-avea răbdare. Dar nu i-am permisesc că e întreagă. Așa, câștigătoarea este acest desen, Victoria! Iarăși Victoria, 2 la 2. Cornel, tu niciunul n-ai încă. Și mușcați câte bucate de baghetă prinți la putere. Așa, acesta este următorul produs. Yummy. 3, 4, deschide ochii. Milka cu oleo, da? Sunteți gata? Da. 3, 4, timpul a început. Cucuța! Să vedem cine vrea cel mai tare să câștige ciocolata Milka. În secunde! Fucuța! Stop! Gata, mâinile sus! Hai să vedem desenele! Rasmina, cine aceasta? Asta e Oreo, nu e Milka! Adine e Milka cu ciocolată cu alușești, adine e pur și simplu Milka, da? Și Milko! Ok, nu spui mai mult nimic, mergem acum la experți! Iată și următoarele desene! Hai! Experții mei, care e cel mai aproape? Eu tot așa gândesc. Da. Ai să înțelegi tot, că e ciocolată, e desenată ciocolata, că e Milka, scrie Milka, ce mă trebuiește? Crezi că e a ta? Hai să vedem. Deci, câștigătorul este, nu acesta, este, nu acesta, și este acesta, Victoria!
Victoria, felicitări! Ți-ai luat așa un vânt, văd că, da? Da! Bravo, bravo! Eu cred că e foarte cinstit. Adevăr, ținul tău e cel mai aproape de original, nu? Da. Vă sunteți de acord? Da. Da? Mergem mai departe. Acesta este următorul produs. Așa. 3, 4, deschidem ochii. Ce e aceasta? Nu prea emoții, văd că din partea voastră. Nici nu iubesc asta. Înseamnă că trebuie să-l deseni, oricum trebuie să-l deseni. Dar desen așa ca să nu fie câștigat. Da. Așa, sunteți gata? Da. 3, 4, timp început! Stop! Markerele pe masă. Hai să vedem desenele voastre. Oh! Oh, parcă e o căldare, măi! La tine? A, nu ți-a ajuns markerul portocaliu, da? Hai să vedem ce o să zică, ce o să zică experții. Așa, iată și următorul, și desenele, privițele, și decideți care e cel mai aproape. Melissa, care îți place și ție cel mai mult? Care e cel mai aproape? Aceea? Asta. Da? Da. Bă, de asemenea, pare 3D și acesta. Dar e portocaliu. Aici se pierde că e galben și aici este portocaliu. Nu, aici este galben. Da. Ce-a fi portocaliu? Ia ok, hai. Tu pe ce să-ți spui? Da. Ok, hai. Melissa, expertul, a ales pe ce este. Aveți emoții? Emoții, emoții. Oare cine a câștigat ardeiul? Și expertul cel micuț a decis și chiar s-a sporit cu tăticul că cel mai bun desen este acesta, al lui Cornel. Chiar a zis că acesta nu e portocaliu, dar e galben. Numai că să găsești și Cornel. Cornel, felicitări! Tu ai câștigat cel mai valoros premiu din acest challenge. Felicitări, măcar unul tot înainte, nu? Următorul produs este acesta. 3, 4, deschideți ochii. Oh, 50 de lei, uiți! Să vedem cine este cel mai bine. Sunteți gata? Timpul începe acum! Cine îl face pe Ștefan? 9 secunde rămas. Pe Ștefan, nimeni îl face. Pe Ștefan, faceți repede! Începe cel mare! 3, 2, 1, stop! Markerele pe masă puneți, gata, stop, Răsmina! Ok, arătați-le să văd, eu sunt curioasă ce ați făcut voi acolo. Hey! Este Ștefan! Asta e Ștefan! La tine prea mult de 50, nu și... Vai, la copilul! Vai, vai, vai! Ok, hai să vedem ce o să decidă experții. Dragii mei experți, acesta este obiectul care trebuie desenat și ce sunt desenele. Hai, decideți voi care este cel mai aproape, a? Nisa, care cel mai bine seamănă, ia? Așa, ce e asta? Da. Băi, dar nici nu știu ce... Azi, ce e un bandit cu 50? Aici nu-i clar deloc. Eu cred că tot ce este, măcar Republica Moldova, măcar ceva și vreau să scrie. Ok, bine, voi așa ziceți, ok. Așa, dragii mei, sunteți curioși? Da. Deci, experții au hotărât toți trei într-un cor că câștigătorul este acest desen. Victoria! Știi ce te-a salvat? E ca asta, Republica Moldova te-a salvat. Dar la acesta a spus că ce bandit e acesta. Trecem mai departe. Acesta este următorul produs care trebuie să-l desenați. 3, 4, deschidem. Suc de arbuze. Suc de pepene verde și cu căpșune. Cine mai băut așa suc? Nu. Da, dar vreți să beți. Cine vrea să bea? Cine vrea să câștige? Ok, timpul începe acum! Uai, prea mare cutie! Smina, nu te preda, nu te preda.
Hai, a rămas încă 9 secunde. Hai, hai, hai. Cine face arbuzul? Cine obține arbuzul? Stop! Stop! Timpul a expirat. Așa. Spina aceasta din ce? Tot o un fel de cărnare, parcă e pentru gunoi. La tine aici, stai. Cât de cât seamnă, parcă e o mașină de spălat. Așa? Îl mă căgaură acolo. Și la Cornel este ceva, nu știu, parcă e o bucată cicoată mușcată, așa? Ok, hai să vedem ce o să zică experții noștri. Dragii mei, ultima rundă, ultima decizie. Cine a ținat cel mai bine acest trapac cu suc? A? Melissa? Ia privit ce suc ați văzut voi? Căpșună și pepene verde, da? Mm-hmm. Hai, Melissa, care? Care? Asta îți place cel mai tare? Da, că e așa! Ok, că e așa! Dar voi cum ziceți? Yeah. Și acesta îmi place. Dar care e cel mai aproape? Ia uitați-vă, care e cel mai aproape? Hai să votăm! Melissa, tu care crezi că e cel mai bun țin? Acesta. Asta e așa! Da? Da, acesta nu e așa? Ia, deci ce este nu? Tu, Marius, care crezi că e? Acesta. Acela. Tu, tăticule, care zici? Tot acesta. Tot acesta. Care am zis? Aici este. Așa. 2 la 1. Înseamnă că cel care zici 2. Acesta. Pe acesta sau 2? Hai, deciziți voi. Deciziți care? Melissa, luăm pe acesta? Da. Expertul a decis că e acesta, da? Așa, dragii mei. Expertul cel micuț iar a decis cine este câștigătorul. Da? Eu aici nu decid. Bine, haideți să vă zic să nu vă mai țin. Deci, acest desen nu a câștigat. Măcar că eu aveam să-i dau punctul. Da. Următorul. Acest desen tot nu a câștigat. Și câștigătorul este Cornel. Așa, deci v-a plăcut provocarea de astăzi? Da! Da? Mai doriți încă o parte? Da! Dacă copiii și toți cei care îmi doresc să mă dorească și o să pună multe, multe like-uri, o să mai facem încă o parte, ok? Da! Ne spuneți, îți place în special la 3 plus 1? Da! Da? Da! Ok, dragi noștri, neapărat faceți conștiință cu ei dacă nu-i cunoașteți, link-ul este în descriere, abonați-vă, susțineți, apropo, ei sunt frățiora mea și frățiorul meu. Și Liviu și Cumarțu sunt frățiorii mei, da? Eu acum sunt acasă la părinții mei. Deci, dragii noștri, puneți like, abonați-vă pe canalul meu Jasmina Show și la 3 plus 1. Pe curând, pa, pa!